Imagini cutremurătoare cu accidentul sinistru petrecut serile trecute la Bârlad, în urma căruia doi tineri au ajuns în comă la spital, scot la iveală amănunte șocante. Tinerii se luaseră la întrecere cu un alt bolid, după cum se vede în imaginile filmate de camerele de supraveghere. Mai exact, făceau liniuțe. Își testau puterea cu 150 km pe oră când au intrat în stâlp, iar șoferul era băut. Imaginile surprind momentul în care bolidul, un BMW care prinde suta de kilometri în câteva secunde, se înfige ca un glonț într-un stâlp și este sfârtecat în mii de bucăți. În urma impactului devastator, șoferul și pasagerul din dreapta sunt aruncați pe șosea. Pe banda a doua se vede cum o altă mașină trece cu viteza gândului.